Edgar Allan Poe Nu-ți spune niciodată capul rămășag cu diavolul. Contalche las costumbres de un autor, zice Don Thomas de la Stores, în precuvântare la ale sale poeme de dragoste, Sean Puras i Castas, importa muy poco che no sean igualmente severas sus obras însemnând pe limba noastră că atâta vreme cât morala unui autor este fără cusur, n-are importanță care este morala cărților sale. Bănuim că Don Thomas zace acum în purgatoriu din pricina afirmației sale. Din punctul de vedere al justiției poetice, ar fi într-adevăr un lucru cât se poate de deștept să fie ținut acolo până ce poemele de dragoste se vor fi vândut din librării sau vor fi fost depozitate la arhivă din lipsă de cititori. Orice operă de ficțiune ar trebui să aibă o morală. Fapt cu totul remarcabil, criticii au descoperit că fiecare are una. Nu de mult, Philip Melancton a scris un comentariu pe marginea *Batra mahiei dovedind că intenția poetului era aceea de a sădi în sufletele oamenilor repulsia față de răzmeriță. Mergând un pas mai departe, Pierre Lasin, a arătat că intenția lui era aceea de a recomanda tinerilor cumpătare la mâncare și băutură. Aidoma și Jacobus Hugo s-a mulțumit să constate că prin Euenis Homer avea în vedere pe Jean Calvin, prin Antinu pe Martin Luther, prin Lotofagi pe protestanți în general, iar prin Harpii pe olandezi. Scoliaștii noștri moderni nu sunt cu nimic mai prejos în ce privește perspicacitatea, căci acești indivizi demonstrează existența unui înțeles ascuns în antediluvienii, a unei parabole din Pohatan, a unor vederi revoluționare în cocoșul Robin și a transcendentalismului în Degețel. Pe scurt, s-a dovedit că niciun om nu se așează la masa de scris fără un plan foarte amănunțit. În general, asta îi scutește pe autori de o serie de necazuri. Unui romancier, de pildă, nu trebuie să-i pese de morala sa. Ea este acolo, adică undeva, încât morala și criticii pot să-și vadă de treabă. Când se va ivi prilejul nimerit, tot ce a vrut și tot ce n-a vrut să spună acel gentleman va fi scos la lumină de cadranul sau de gazeta de mâine, împreună cu tot ce ar fi trebuit să spună, precum și cu restul pe care bineînțeles că a vrut să-l spună, astfel încât în final toate se vor lămuri pe deplin. Așadar, învinuirea ce mi se aduce de către unii ignoranți, cum că n-aș fi scris niciodată o povestire morală, sau mai precis o povestire cu morală, e lipsită de orice bază serioasă. Nu ei sunt criticii chemați să mă înțeleagă și să-mi dezvolte morala. Iată secretul. În curând, pisologul nord-american, gazeta trimestrială, îi va face să se rușineze de prostia lor. Dar până atunci, ca să întârzi un pic execuția și să îndulcesc acuzațiile împotriva mea, vă ofer această istorioară tristă, istorioară a cărei peremptorie morală nu poate fi pusă la îndoială: căci până și un alergător ar putea citi majusculele care compun subtitlul povestirii. Ar trebui să mi se recunoască paternitatea acestui aranjament, mult mai inteligent decât cel al lui Lafontaine sau al altora care amâna până în ultima clipă impresia generală pentru ca să o introduc apoi pe furiș la sfârșitul fabulei. De funcții injuria de aficiatur era una din legile celor 12 table, iar de mortis nil nisi bonum, o excelentă poruncă, chiar dacă morții în chestiune nu erau decât niște coate goale. Intenția mea, prin urmare, nu e aceea de a-l ponegri pe firfironea furisitu, defunctul meu amic. El a fost un câine amărât, este adevărat. Și a avut parte într-adevăr de o moarte câinească, dar n-ar trebui să-l pentru viciile sale, căci ele proveneau dintr-un defect al mai căsi. Aceasta își dăduse întreaga silință să-l de când era mititel, fiindcă în mintea ei deșteaptă, Îndatoririle erau socotite întotdeauna drept plăceri, iar copiii, precum cotletele sau măslinii greciei moderne, cu bătaia devin invariabil mai buni. Dar biata femeie a avut ghinionul să fie stângace și decât să-l altoiască pe copil un stângaci, ar face mai bine să-i dea pace. Universul se rotește de la dreapta la stânga, așadar nu se cade să aghiesmuiești pruncul de la stânga la dreapta. Dacă fie ce pălitură din direcția cea bună sloboa de câte un beteșug, urmează că fie ce scatoalcă din cealaltă direcție vira în el un oarecare procent de răutate fusesem adesea martor la pedepsele lui Fifirone și chiar după felul cum dădea din picioare, îmi puteam da seama că pe zi ce trecea îi mergea tot mai rău. În cele din urmă am constatat cu lacrimi în ochi că în privința ștrengarului nu mai era nicio speranță și, într-o bună zi, după o chelfăneală soră cu moartea, al cărei singur efect fu acela că obrazul îi se negrise ca la un negrotei și că la pucară pandaliile, nemai putând răbda, am căzut de îndată în genunchi și cu glas tânguitor i-am profețit truina. Adevărul că a plecarea lui spre viciu era fantastic de precoce. La cinci luni se înfuria atât de tare încât îi pierea glasul. La șase luni l-am surprins cum rodea un pachet de cărți de joc. La șapte luni adesea își făca fetițele și le săruta. La opt luni refuza categoric să-și mai pună semnătura pe angajamentul de abstinență. Samavolnicia lui lua cu fiecare lună proporții tot mai mari, încât, la sfârșitul primului său an de viață, insistă să poarte mustăți. Ba mai rău, prinse obiceiul să înjure, să blesteme și să facă pariuri. Acest din urmă nărav, din calea afară de vulgar, împlini în cele din urmă, cum prevăzusem, ruina lui Fifironea Furisitu. Viciul cu pricina creștea și se întărea pe măsură ce creștea și se întărea în dânsul. Pentru că în ziua în care deveni bărbat, să nu mai poată rosti o singură propoziție fără să o împăneze cu propuneri de prinsoare. Nu că ar fi clocit în mintea lui gândul de a face rămășac de adevăratele. Nu, nici pomeneal. Voi fi cinstit față de prietenul meu și voi zice că mai curând ar fi preferat să clocească ouă. Pentru el, toată treaba nu era decât o vorbă goală și nimic mai mult. Expresiile sale, în legătură cu acest subiect, neavând niciun înțeles nu erau decât niște amărâte de expletive, cuvinte imaginare menite doar să-i rotunjească propoziția. Când spunea, punem pariu, nimănui nu i-ar fi trecut prin minte să-l ia în serios. Dar eu nu mă puteam abține să nu socot că era de datoria mea să-l pun la punct. Năravul lui era imoral și i-am spus-o răspicat. Era vulgar și l-am rugat să mă creadă. Era condamnat de societate, aici nu spuneam decât adevărul era interzis printr-un decret al Congresului, aici n-aveam nici cea mai mică intenție de a-l minți. Am protestat, dar fără folos. I-am explicat, dar în zadar. Am stăruit și el zâmbea. L-am implorat, el râdea. Am predicat, el rânja. L-am amenințat, el înjura. L-am lovit, el a chemat poliția. L-am tras de nas, el l-a suflat și s-a oferit să-și pună capul rămășag cu diavolul că nu voi mai încerca niciodată acest experiment. Sărăcia era un alt viciu pe care ciudatul defect fizic al mamei lui Aforisitu îl transmisese fiului ei. Acesta era îngrozitor de sărac. De bună seamă pricina pentru care expletivele din pariurile sale rare ori atingeau latura pe pecuniară. Nu mi-amintesc să-l fi auzit spunând vreodată Pun rămășag cu tine pe un dolar. De obicei spunea, pun rămășac pe ce vrei tu, sau pun rămășac pe ce ai tu curajul, sau pun rămășac pe o nimica toată, sau chiar mai interesant, pun capul rămășac cu diavolul. Această din urmă vorbă părea să-l satisfacă în cel mai înalt grad, poate și pentru faptul că implica riscul cel mai mic, căci a furisit-o devenise un zgârie brânză cum nu s-a mai pomenit. Dacă l-ar fi ridicat cineva în brațe, ar fi constatat că avea un cap mic, a cărui pierdere ar fi fost și ea mică. Dar nu-s decât niște păreri personale și nu sunt deloc convins că aș avea dreptul să îi le atribui și lui. În orice caz, vorba respectivă se bucura cu fiecare zi de tot mai multă considerație, deși a pune prin soare pe proprii tăi creieri, ca pe niște bagnote, dovedea o lipsă crasă de bun simț, dar, din pricina firii sale sucite, Prietenul meu nu putea înțelege acest lucru. În cele din urmă renunță la toate celelalte expresii, reținându o numai pe ultima. Pun capul rămășag cu diavolul, pe care o întrebuința cu o râvnă și un devotament nețărmurite, care îmi displăceau și în egală măsură mă uimeau. Mi-au displăcut întotdeauna situațiile pe care nu le înțeleg. Tainele îl fac pe om să cugete, periclitându-i astfel sănătatea. Adevărul era că aerul cu care Conu a furisit-o pronunța vorba sa nesuferită, maniera lui de a o rosti ascundea ceva. Ceva mai întâi care îmi trezi curiozitatea, dar mai pe urmă mă neliniști, ceva pe care, în lipsa unui termen mai precis, îmi voi permite să-l numesc năstrușnic, dar pe care domnul Coleridge l-ar fi numit mistic, domnul Kant panteistic, domnul Carlyle șerpuistic, iar domnul Emerson hipermisticistic începea să nu mai placă de fel. Sufletul lui Conu a furisitul era în pericol. Am hotărât să uzez de întreaga mea elocință ca să-l salvez. Am jurat să-l servesc așa cum Sfântul Patrick, cel din cronica irlandeză, a servit broasca răioasă, adică a trezit-o la realitate. Fără zăbavă m-am dedicat misiei mele. Din nou m-am apucat să-l dojenesc. Din nou mi-am adunat forțele pentru o ultimă încercare de a-l reforma ajungând eu la capătul predicii, conul afurisitul se comportă foarte ciudat. Câteva clipe rămase tăcut, iscodindu-mă cu privirea. Dar deodată își a zvârli capul într-o parte și își încruntă fioros prâncenele, după care își desfăcu palmele și scutură umerii. Apoi clipi din ochiul drept. Apoi repetă operația și cu cel stâng. Apoi îi închise pe amândoi foarte tare. Apoi îi deschise pe amândoi atât de larg încât m-am speriat de eventualele consecințe. Apoi, ducându-și degetul mare la nas, s-o cotit de cuviință să facă niște gesturi indescriptibile cu restul degetelor. În final, cu mâinile proptite în șolduri, se îndură să-mi răspundă. Nu mi-amintesc decât punctele mai importante din discursul său. Că mi-ar fi îndatorat dacă mi-aș ține gura. Că n-avea nevoie de sfaturile mele. Că disprețuia toate insinuările mele. Că era destul de mare ca să-și poarte singur de grijă. Că îl consideram și acum bebelușul aforisitul că aveam ceva cu el? Că voiam să-l insult? Că eram nebun? Pe scurt, știa mai că mea că lipsesc de acasă? Punea această ultimă întrebare ca unui om de încredere și se jura că va ține cont de răspunsul meu. Încă o dată mi-a cerut să-i spun pe șleau dacă maică mea știa că nu sunt acasă. Tulburarea mea, zise el, mă dădea de gol, încât era dispus să-și pună capul rămășat cu diavolul că nu știa. Conu a nu așteptă răspunsul meu, ci, făcând stânga în prejur, mă părăsi cu o grabă nedemnă. E bine pentru el că a procedat astfel, fiindcă mă simțeam rănit în simțămintele mele. Până și mânia a reușit să mi-o trezească, încât de astă dată aș fi acceptat pariul său înjositor. Aș fi câștigat pentru starostele dracilor, căpșorului Conu a căci pe drept cuvânt, măicuța mea știa foarte bine că lipsesc temporar de acasă. Cerul dă alinare, cum zic musulmanii, când sunt călcați pe degetele de la picioare. Primisem insulta pe când îmi făceam datoria și am răbdat-o bărbătește. Totuși eram convins acum că făcusem tot ce se putea pentru acest nenorocit, așa că am decis să nu-l mai deranjez cu povețele mele, ci să-l las în plata conștiinței sale. Dar, deși mă abțineam de la sfaturi, nu mă puteam îndura să renunț definitiv la tovărășia lui. Am mers chiar până acolo încât am început să-i răsfăț pornirile mai puțin vinovate, trezindu-mă uneori că-i laud glumele nesărate, așa cum epicurienii laudă muștarul, adică cu ochii plini de lacrimi atât de tare mă îndurerau vorbele sale păcătoase. Într-o zi frumoasă, ieșind noi la plimbare, braț la braț, am nimerit pe un drum ce ducea la un rău. Am dat de un pod pe care am hotărât să-l trecem. Acesta avea un acoperiș care îl ferea de intemperii, dar cum nu erau decât câteva ferestruici înăuntru, domnea un întuneric tare neplăcut. De cum am intrat în pasaj, contrastul dintre lumina de afară și bezna din interior îmi tulbură adânc sufletul. Dar nu și pe al nefericitului Afurisitu, care se oferi să-și pună capul rămășag cu diavolul, că eram ipohondru. El, în schimb, era de o veselie nemaipomenită, atât de deplasată încât mă cuprins răbănuiala și îngrijorarea. Nu era exclus ca el să fi suferit de transcendentalism. Dar nu mă pricep destul la simptomatologia acestei boli ca să pot afirma acest lucru cu hotărâre și, din nefericire, niciunul dintre prietenii mei de la cadranul nu era de față. Presupun că ar fi vorba de asta, bazându-mă pe un soi de Mary Andrewism, auster ce părea să-l chinuie pe bietul meu amic și care îl transformase într-un popa prostu sadea. Nu făcea altceva decât să se zbenguie și să se vâre peste tot, potignindu-se de tot ce întâlnea în cale, bațipând, ba tot soiul de cuvinte stranii, unele fără noimă, altele neobrăzate și mereu cu mina cea mai gravă din lume. Nu mă puteam cum hotărâ dacă să-i trag un picior în fund sau să-l compătimesc, în cele din urmă, după ce traversarăm aproape întreg podul, am ajuns la capătul potecii, dar înaintarea noastră fu blocată de o cruce de barieră destul de înaltă. Eu mi-am continuat drumul netulburat, dând de o parte crucea așa cum se obișnuiește. Dar simpla ei rotire nu era pe placul lui Conu care ținea morțiși să sară peste barieră, spunându-mi că poate executa în aer saltul de porumbel. Ei bine, Cinstit vorbind, nu îl credeam capabil de așa ceva. Cel mai bun săritor, în orice stil, era amicul meu, domnul Carlyle, și cum știam că nici măcar el nu s-ar încumeta să execute saltul, nu mi-l imaginam cât uși de puțin pe fifirone a forisitul făcându-l. În consecință, am revărsat asupra lui un potop de cuvinte cum că-i lăudăros și că mai mare la vorbă decât la faptă. Mai târziu aveam să le regret, căci pe loc se oferi să-și pună capul rămășa cu diavolul, că poate face saltul respectiv. În pofida hotărârii mele anterioare, tocmai mă pregăteam să-l mustru pentru sacrilegiul său, când aud, lângă umărul meu, o tuse ușoară ce aducea mai mult cu... Hmm. Tresărind, am aruncat o privire curioasă în jur. În cele din urmă, ochii încăzură într-un unghier al lemnăriei, pe silueta unui gentleman în vârstă, scund, șchiop și cu un aer distins. Întreaga lui înfățișare era cât se poate de onorabilă, nu atât din cauza costumului negru pe care îl purta, cât a cămășii sclipind de curățenie și a gulerului elegant răsfrânt peste cravata albă. Părul îl avea despărțit pe frunte de o cărare, întocmai cafetele. Mâinile și le împreunase pe burtă meditativ, iar ochii erau dați peste cap. Cercetându-l mai îndeaproape, am observat că peste pantalonii scurți purta un șorț de mătase neagră, ceea ce părut din calea afară de ciudat. Dar înainte să am timp să fac vreo remarcă în legătură cu această întâmplare neobișnuită, mă întrerupse un al doilea hmm. La această intervenție nu eram pregătit să răspund pe loc. Adevărul e că asemenea remarce la colnice sunt aproape fără răspuns. Cunosc o gazetă care a dat kicks cu cuvântul gogoși, nu mi-e rușine, deci, să mărturisesc că am apelat la ajutorul lui Conu Afurisitu. Afurisitule, am zis. Unde ești? n -auzi? Domnul a zis. Hm. Pe când mă adresam astfel prietenului meu, îl priveam neînduplecat, căci, la drept vorbind, mă simțeam foarte derutat. Și când cineva se simte foarte derutat, ar trebui să-și încrunte sprâncenele și să facă o mutră sălbatică, al minteri va părea un idiot. Afurisitule am grăit, deși numele aducea foarte tare cu o nici că s-ar fi putut ceva mai străin de gândurile mele. A furisitule, am îngăimat. Domnul a zis, hm. Nu încerc să-mi apăr vorba pe temeiul profunzimii ei, nici eu nu o socoteam profundă, dar am observat că efectul cuvintelor noastre nu este întotdeauna direct proporțional cu însemnătatea pe care ele o au în ochii noștri. Și nici dacă l-aș fi ciuruit pe conu afurisitul cu o bombă sau l-aș fi pognit în scăfârlie cu poeții și poezia Americii, nu s-ar fi simțit mai năucit ca în clipa în care i-am adresat aceste simple vorbe. Afurisitule, pe unde te ascunzi? n -auzi. Domnul a zis, hm. Așa să fie. Băigui el într-un târziu, schimbând culoare după culoare, mai abitir ca piratul hăituit de o navă de război. Ești sigur că asta a zis? S-ar părea deci că nu mai am nicio scăpare acum. Măcar să mă arăt viteaz. Fie. Hmm. Asta a să-l mulțumească pe venerabilul gentleman, numai Dumnezeu știe de ce. Părăsindu-și postul din ungherul podului, acesta înaintaș cu o pătând și cu un aer binevoitor, luă mâna lui aforisitu și o strânse cordial, privindu-l tot timpul în față cu aerul celei mai sincere nimii, din câte își poate imagina mintea unui om. Sunt absolut sigur că îl vei câștiga, a afurisitule. Zise el cu surâsul cel mai candid din lume, dar, cum prea bine știi, de dragul etichetei trebuie să trecem printr-o încercare. Hmm, răspunse amicul meu, scoțându-și haina cu un oftat adânc și legându-și o batistă în jurul brâului, după care își schimonosi chipul în modul cel mai cumplit, aruncându-și ochii pe spate și strâmbându-și colțurile gurii. Hmm, iar după o pauză zise din nou. Hmm. După asta, nu țin minte să-l fi auzit rostind alt cuvânt decât Hmm. Aha, am reflectat, fără să dau glas gândului. E într-adevăr nemaipomenită tăcerea lui Fifirone a furisitu. Nu încape îndoială că-i urmarea vreunei trâncănele anterioare. O extremă duce la alta. Mă întreb dacă n-a uitat întrebările încuietoare pe care mi le-a turnat cu toptanul și pe nerosuflate în ziua în care i-am administrat ultima lecție. În orice caz, s-a lecuit de transcendentalism. Hmm, răspunse la asta Fifirone, ca și când mi-ar fi citit gândurile și arătând ca o oaie foarte bătrână căzută în reverie. Venerabilul gentleman îl lua apoi de braț și îl conduse în umbra podului la câțiva pași de barieră stimabile, zise el. Conștiința nu mă lasă să nu-ți acord acest spațiu de manevră. Așteaptă aici până ce îmi reiau locul lângă barieră, căci vreau să văd dacă o poți sări în chip artistic și transcendental, dar nu care cumva să omiți vreuna din figurile saltului de porumbel. Doar o simplă formalitate, precum știi. Semnalul va fi 1, 2, 3, start! Atenție la cuvântul start! Aici își luă poziția lângă barieră, făcă o pauză, ca și când ar fi meditat profund, își înălță privirea, moment în care mi s-a părut că deslușesc un surâs imperceptibil pe buzele sale, apucă marginile șorțului, uitându-se îndelung la aforisitul și, în cele din urmă, conform înțelegerii, dădu semnalul. 1, 2, 3, start! Exact la cuvântul start, bietul meu amic țâșni într-un galop amețitor. Crucea nu era prea înaltă, cum este aceea a domnului Lord, nici prea joasă ca a recenzenților domnului Lord, așa că eram aproape sigur că va reuși să o sară. Dar dacă nu va reuși? A, aceasta era întrebarea. Dar dacă nu va reuși? Cu ce drept, ziceam eu, gentlemanul cel bătrân îl silea pe un alt gentleman să sară? Cine era acest bulinuță și ontorog? Dacă îmi cere mie să sar, nu voi sări. Să fie clar. Nu-mi pasă chiar dacă ar fi necuratul. Podul, cum zic, avea un acoperiș boltit într-un chip atât de caragios, încât în lăuntrul său stăruia tot timpul un ecou extrem de neplăcut. Ecou de care nu-mi dădusem seama înainte de a nu rosti ultimele patru cuvinte. Dar cele spuse sau gândite sau auzite de mine nu ținură decât o clipă. În mai puțin de cinci secunde de la start, bietul meu fifirone făcuse saltul. L-am văzut alergând sprinten, desprinzându-se de podeaua podului și în timp ce se înălța executând cele mai teribile mișcări cu picioarele. L-am văzut făcând în aer un admirabil salt de porumbel chiar deasupra barierei și mi s-a părut cu adevărat ciudat că nu și-a continuat zborul peste ea. Dar tot saltul n-a fost decât o treabă de un moment și înainte să apuc să reflectez la asta, conul a furisit s-a prăbușit drept pe spate de aceeași parte a barierei de unde luase startul. În aceeași clipă, l-am zărit pe venerabilul gentleman, și cât îl țineau picioarele, prinzând și acoperind cu șorțul ceva ce căzuse în el, cu zgomot din întunericul arcadei, aflate chiar deasupra barierei. M-am minunat de spus de toate astea, dar n-am avut răga să meditez, căci conul a furisitul zăcea mișcat ca un butuc. Am dedus că, fiind rănit în amorul propriu, avea nevoie de ajutorul meu. M-am grăbit să ajung la el și am descoperit că, suferise ceea ce se chema un accident grav. Adevărul este că fusese deposedat de căpățână, pe care n-am reușit să o găsesc nici după o cercetare amănunțită, drept care am hotărât să-l duc acasă și să chem homeopații. Între timp îmi trecut prin minte o bănuială. Am deschis fereastra cea mai apropiată a podului și dintr-o dată tristul adevăr mă străbătu ca un fulger. La vreo cinci picioare chiar deasupra crucii de barieră, tăind de-a curmezișul arcada podului, era întinsă o scoabă, o bară lată de fier cu baza pe orizontală, una din multele care întăreau structura pe toată suprafața ei. Rieșea limpede că gâtul nefericitului meu amic venise în contact direct cu tăișul scoabei. N-a supraviețuit mult cumplitei sale pierderi. Homeopații nu-i dăduseră o doză suficientă de medicament și chiar și acest puțin el ezită să-l Ca urmare, starea lui se înrăutăți, iar în final muri. O pildă pentru toți trăitorii și turlubatici. I-am înrăurat mormântul cu lacrimile mele, am brodat un semn heraldic pe blazonul familiei sale, iar în contul cheltuielilor de înmormântare am expediat transcedentaliștilor o notă de plată foarte modestă. Canaliile au refuzat să drept care am pus imediat să-l dezgroape pe conoaforisitul și l-am vândut ca hrană pentru câini. Sfârșit.